Bun găsit, doamnelor și domnilor, astăzi în cadrul emisiunii Mediaș 120 este timpul pentru emisiunea noastră dedicată sănătății. Invitat alături de noi Răzvan Lucian Paloba, specialist în terapii naturiste. Astăzi vorbim despre ficat. Am ales să vorbim despre ficat deoarece primul subiect la care ne-am gândit ce fructe consumăm vara aceasta și cum ne pot ajuta fructele să ne regenerăm organismul. În discuția pe care am avut-o cu invitatul nostru de astăzi, Răzvan Lucian Paloba, am spus că am putea să vorbim chiar despre ficat și despre detoxifierea ficatului, despre regenerarea ficatului, având în vedere că ficatul este inginerul alimentar al organismului nostru. Avem și o carte pe care o să vă o recomandăm, spicuim și din ea, Adrian Ienin, Jurnalul unui om sănătos, o carte scoasă proaspătă de la Tipar, care ne vorbește despre principiile esențiale pe care trebuie să le cunoaștem în ceea ce privește alimentația pentru a nu avea probleme de sănătate. Răzvan, îți mulțumesc pentru faptul că ai acceptat și astăzi să fii alături de mine și de cei care ne urmăresc. Și eu vă mulțumesc și îmi pare bine că suntem din nou împreună să putem vorbi despre sănătate, că e mai bună decât toate. Și practic vedem foarte clar în ultimul timp cât de important este să fim sănătoși. Să fim sănătoși ca să putem face tot ce trebuie în viață și să avem poftă de viață și așa mai departe. Deci ficatul e ceva... Este la îndemâna tuturor, am putea spune, cunoașterea. Doar că nu întotdeauna avem timp să citim toate cărțile, să ascultăm toți specialiștii, să vedem toate studiile. Și atunci alegem oameni, așa cum ești și tu, oameni care sunt tot timpul informați în zona aceasta de alimentație, ce apare nou, cărți, studii. Și atunci poate că reușim să le oferim esența celor care ne privesc și ne ascultă de fiecare dată. Vă mulțumesc, așa este. Încerc tot timpul să mă informez, să fiu la zi cu tot ce trebuie, că altfel nu e bine. Nu putem să rămânem cu informațiile vechi din urmă cu câțiva ani. Între timp tot timpul se fac cercetări și se descoperă și așa am învățat și la facultate. Dacă noi nu învățăm peste noapte, poate să apare ceva nou de care noi nu știm și să nu mai fim actuali. Da, actuali, exact. Ne bucurăm că avem atât de multe informații pentru că în ultimii ani cercetătorii au adus foarte multe inovații, foarte multe lucruri noi în ceea ce privește sănătatea omului și după cum bine știm, dacă știm să mâncăm sănătos, dacă știm să ne protejăm organismul, putem să ducem o viață lungă, frumoasă și sănătoasă, fericiți alături de cei dragi. Așa este. Spune-mi ce mănânci. Ca să spun cum. Ca să spun cât de sănătos ești. Cât de sănătos ești. Sau cât de sănătos vei fi la bătrânețe, da? Da, așa este și văd zilnic și eu am ocazia să cunosc diferiți oameni și văd oameni în vârstă care au o vitalitate extraordinară la 90 de ani, lucrează în grădină, au activitate în gospodărie și văd din păcate tineri care n-au chef deloc de viață, n-au chef să muncească, n-au chef de nimic. Asta pentru că poate nu întotdeauna alimentația este cea mai sănătoasă. Trăim o perioadă în care avem acces la foarte multe sortimente, să spunem. Așa este. Mâncarea, deci găsim, mergem în supermarket, zeci de produse, sute de mii de produse, milioane de produse pe care le găsim pe rafturi și nu întotdeauna știm ce să alegem, deși cred că cel mai bine este să ne ducem la bază. Da. Sau poate să consumăm cât mai puțin din alimentele acestea care sunt foarte procesate, rafinate, pentru că așa cum știu telespectatorii noștri, am vorbit despre foarte multe ori, despre zahăr, despre sare, despre uleiul rafinat, toate sunt bune, dar nu consumate în exces sau a la lung. Exact. Și atunci am ales să vorbim despre ficat, pentru că ficatul simte pe deplin tot ceea ce introducem în organism. Exact. Este
aș putea spune, o uzină, aproape cel mai important organ al... Toate sunt foarte importante, că nici fără inimă nu putem să trăim, nici fără picat. Putem să trăim poate fără o bilă, da, dar fără un rinichi. Exact. Dar fără ficat nu. Ficatul este singurul organ din organism care se regenerează, precum salamandra, dar nu se regenerează în orice condiții. Și se mai regenerează și pielea. Da. Toate au anumite perioade, au un ciclu. Exact, dar totuși ficatul se regenerează destul de rapid, destul de repede, dacă îi oferim condițiile de care are nevoie. Citeam că un ficat care suferă anumite probleme la vârsta de 25 de ani are șanse să se remedieze mult mai repede decât un ficat care a ajuns la 50 de ani și a consumat toată viața alcool, tutun, droguri, nu a mâncat sănătos, grăsimi, carbohidrați. Toate acestea la un moment dat dăunează. Dacă ne dăm seama din timp, putem lua măsuri. Într-adevăr, organismul simte când ceva nu e în regulă, dar nu întotdeauna, ficatul nu prea doare. Rare ori doare. Când doare, deja e un pic mai avansat. E destul de obosit. Da, exact, exact, așa este. Da, deci e ceva foarte interesant. Am de curând, să spun așa, am intrat un pic mai în amănuntele ficatului. Știam în mare, așa, de am intrat în mai în amănunt și m-am minunat de câte funcții poate să aibă și câte face practic pentru noi. Are peste 500 de funcții, nici nu putem stabili exact, în sensul în care el interacționează și ia legătura cu tot ce se petrece în organism. Practic el resimte tot ceea ce introducem și chiar și ceea ce punem pe noi, fiindcă tot sângele trece la un moment dat prin ficat. Prin ficat. Filtrează. Filtrează, exact, și practic se vede și chestia interesantă, transformă, încearcă să transforme toate deșeurile pe care le descoperă și le filtrează, încearcă să le transforme, pe urmă să le dea afară. În substanțe care se duc de multe ori înapoi în sânge, că atunci dacă vorbim despre colesterol și grăsimile care merg înapoi în sânge și care formează ateroamele și care se depun pe artere, deja atunci ficatul nu mai poate. Da, deja e prea mult pentru el. Deja e prea mult. Adică la nesfârșit nu poate. Nu. Exact la fel cum e motorul la o mașină, când îi dai, benzină sau motorină îndoită cu apă sau de proastă calitate. Tot așa se strică și celelalte mecanisme ale mașinii. Așa și gol. Așa ar trebui să ne închipuim că suntem și noi, doar că suntem vii. Da. Și ne distrugem vitalitatea, introducând în noi tot felul de substanțe nocive. Deci nu avem noi timpul necesar să cuprindem. Să cuprindem tot ceea ce tot ceea de în am mare, putea să spunem despre ficat. Deci în mare putem spune are câteva funcții majore. Una, producerea de energie. Deci dacă ne simțim obosiți sau stresați sau suntem stresați și așa, clar, ficatul deja nu mai poate. Deci deja când ești obosit e un simptom, să spunem, inclusiv că ceva are probleme ficatul. Și atunci ar trebui să ne gândim cum îl ajutăm să se curețe, să-i dăm un refresh, un restart. Da, așa e. No, deci asta o funcție, funcția de detoxifiere pe care am pomenit-o deja, funcție de depozit de vitamine, vă dați seama? Deci oameni când deja se văd lipsuri în analizele de sânge, înseamnă că deja nu mai au un ficat. Depozitul acela nu de mai poate produce. Nu mai poate produce. B12, B6-le se sintetizează acolo. Exact. Se sintetizează proteine, metabolizează grăsimile, le ia, încearcă să le transforme în substanțe favorabile pentru sănătate. Deci e ceva de nedescris. Un organ atât de mic? Exact, cu funcții extrem de și atât de important. Da, da. Deci din păcate nu știm și nu am fost informați de tineri din școală, să spunem, nu ni s-a tras atenția cât de important este ficatul. Fiindcă dacă știam, probabil nu făceam atâtea greșeli și care duc în final la tot felul de boli, care mai de care. De afecție. Interesant este totuși că am avut ocazia să cunosc oameni care erau foarte bolnavi de ficat,
știți, boala, ați auzit poate ce steatoză hepatică. Da, steatoză, da. Ficat gras. Ciroză, deci am cunoscut om cu ciroză personal. Deci omul și în ziua de azi trăiește ciroză, nu mai știu ce să-i facă în spital, l-au dat acasă practic și omul și-a revenit, fiindcă s-a lăsat total de ce prostii făcea înainte, bea mai mult și mânca ce nu trebuie și așa mai departe, deci făcea băutura, niște greșeli majore. Băutura, da, una distruge, dintre, da, da. Distruge ficatul. Alcoolul, da, exact. Alcoolul în general nu este sănătos pentru organism. Da. Băuturile spirtoase da. Sunt foarte periculoase. Și de asta mi-a atras atenția și chestia cu fructele și cu așa, deci inclusiv zahărul, până la urmă ficatul transformă cumva în ceva alcoolic, într-un fel de alcool îl transformă ca să încerce să-l metabolizeze, inclusiv fructele în dulci, în exces, dacă se mănâncă prea multe, deci tot așa, pot dăuna până la urmă ficatul. Nimic în exces nu deci face nimic bine. În exces nu face bine, așa este, da, da. Spunem așa că un pacient cu probleme de sănătate ale ficatului, care are diferite forme de hepatită, ficat steatotic, deschide drumul spre alte boli într-un ritm alert. La o persoană cu ficatul bolnav apar la nivelul pielii aspecte precum urticaria, o colorație icterică exact. A pielii exact. Și conjunctive de culoare gălbuie. Exact. Ne uităm la ochi, deci albul ochiului nu va mai fi și nu alb. Numai albul ochiului, ne uităm puțin în interior. Acolo în interior se vede și dacă ești anemic, da. De multe ori medicul verifică, se uită da. În interiorul ochiului să vadă dacă ți-e prea alb. Da. Coloritul de foarte multe ori al pielii ne spune câte ceva despre organismul nostru. Da, petele mai ales, de exemplu. Petele de culoare gălbuie, maronie, da. Eriteme palmare, vergeturi care apar în special la nivelul abdomenului, regiunea lombară și coapse. Acestea semne clare că ficatul are probleme. Dar totuși, cum spuneai, e foarte interesant că el nu doare decât foarte târziu, să spunem așa, și suportă săracul uscăciunea pielii, când vă cade părul destul de mult și are o fragilitate la nivelul unghiilor, a cuticulilor, precum și modificările albastrelor de sânge și tendință de sângerare. În stadiile avansate ale bolii s-ar putea ca pielea și albul ochilor să capete o nuanță galbenă, urina se închide la culoare, poate avea nuanță portocalie-maronie. Pe măsură ce ficatul încetează să mai elimine toxine din sânge, acestea îți vor afecta creierul și vor cauza confuzie la nivelul exact. Întregului organism. Exact. S-ar putea să vomiți sânge din cauza venelor umflate din esofag și stomac da. Sau să dezvolți da. Inflamații la picioare sau stomac. Toate astea sunt semne ale unei boli avansate de ficat. Acum, noi astăzi nu ne-am întâlnit ca să vă sperie. Noi v-am întâlnit ca să vă oferim soluții pentru ceea ce poate să însemne să avem un ficat sănătos. Ce am putea să consumăm, ce am putea să eliminăm. E vară. Avem la dispoziție foarte multe fructe pe care le putem consuma, care ne pot ajuta să ne regenerăm organismul, pentru că fructele sunt hrană vie și au o energie aparte. Care dau forță și vitalitate organismului, sincer. Și pot și clar ajută în refacerea lui. Și despre ce vorbim, Răzvan? Deci fructele, legumele în general, verdețurile, semințele acestea, dar cât se poate de crude și neprelucrate. Deci acestea sunt numărul unu cumva pentru tot ce înseamnă sănătate, dar cum spuneam, nici acestea nu unele dintre ele în exces. Trebuie să facem un melanj, o combinație între toate. Deci nu putem spune că este ceva în mod anume cel mai bun. Toate sunt cumva bune din toate clasele pomenite mai devreme, dar consumate cu măsură. Deci acum avem la dispoziție pepenele, o chestie foarte bună și benefică. E plin de apă, vie, e extraordinar. Pepenele are mult zahăr? Nu. Pepenele roșu nu are, de exemplu, pepenele galben are un pic mai mult zahăr. Da, exact. Dar nu, acestea chiar, deci pepenele roșu chiar n-are treabă, nu are probleme. Deci am putea să facem cure de pepene. Exact. Știm, citisem zilele trecute că sâmburii din pepene, e păcat să-i aruncăm. Da, e păcat să-i aruncăm, sunt foarte sănătoși, ajută și la curățarea ficatului. Exact. Și sunt precum sunt sâmburii de dovleac, doar că
au o putere mai mare decât sâmburii de dovleac. Da, da, e bine să-i măcinăm și să-i consumăm ca atare, introduși în alte mâncăruri sau totodată chiar... Când consumăm pepenele, se roade. Pepenele, dacă... așa, putem să-l băgăm într-un blender, de exemplu, de viteză mare, împreună cu tot pepenele și așa, și-am transformat într-o băutură vie cu... apă vie și cu multe vitamine, minerale și săruri minerale. Astea. Deci, săruri minerale și inclusiv niște substanțe aparte pe care sunt conținute de sâmburii aceștia. Deci pepenele are un rol, să spunem așa, curativ. Curativ și acum e perioada lui. Să nu pierdem treaba asta, să folosim cât putem de mult. Dimineața, seara, la amiază... Se poate face, deci fără probleme. Putem. Dar știi că și din cauza fructelor ne putem îngrășa. Da, deci ele se transformă la un moment dat tot în grăsime. Se transformă și se dacă consumăm în exces. Depune. Da, dar de asta să alegem cumva fructele acestea care nu au mult zahăr, chiar natural fiind. Fructele de pădure, că le-am pomenit de atâtea ori, sunt iarăși de sezon, acum e așa, sezonul lor, le găsim foarte ușor. Tot așa, să ne fructele facem... de pădure au un rol de detoxifiant și nu numai. Extraordinar. Fructele deci. De pădure și aici putem să numim afine, mure, coacăze, aronia practic prima, deci regina fructelor de pădure, și zmeura. Că și în intoxicațiile absolut. Alimentare absolut. Și în diaree. Exact. Aceste fructe de pădure au și proprietăți antimicrobiene. Au proprietăți antimicrobiene și te-ar putea ajuta ca să refaci bolusul alimentar, să oprească diareea. Da? Diareea. Da. Prin care poți pierde săruri minerale importante și poți ajunge să fii chiar deshidratat. Deci hidratarea e foarte importantă acum în perioada verii, de aceea poate suferi întregul organism și chiar și ficatul din cauza deshidratării și din cauza, uite că ai pomenit mai devreme, deci enterocolitelor acestea care apar sunt foarte urâte și prezente acum din cauza căldurii excesive, se pot dezvolta tot felul de microorganisme pe mâncarea care nu e preparată corect sau mâncarea, alimentele care nu sunt manipulate corect, de exemplu, cea mai des întâlnită chestiune este legată de ouă. Deci ouăle neapărat când le cumpărăm, când le luăm din cofrag, din așa mai departe, neapărat trebuie spălate. Cele mai murdare, să spunem așa, și e prezentă salmonela pe ele. Deci dacă intră cumva salmonela, noi avem niște senzații tare urâte și cei mai mulți ajung la spital din cauza salmonele. Deci chestie de... urgență medicală și atunci trebuie să luăm măsuri, să nu cumva să ajungem la așa ceva. Deci ouăle, cum le luăm în casă, să spunem așa, nu le introducem în frigider, până nu le spălăm cum trebuie, cu detergent bun de casă. În general, cele din supermarket sunt verificate. Da, dar ca și igiena lor externă, nu neapărat. Și atunci e bine noi să facem treaba asta. Ne s-a tras atenția chiar la cursul de igienă alimentară de treaba asta. Deci spălăm ouăle. Neapărat. Cu detergent. Cu detergent, da. Bun. Altă chestiune, deci, că noi am mai pomenit de-a lungul timpului, flora aceasta bacteriană care trăiește în interiorul nostru și în interiorul intestinului, dacă nu este cum trebuie și sunt prezenți diferiți microbi, nu neapărat salmonella pe care am pomenit-o, alții, că sunt sute și știu eu, foarte, foarte mulți microbi, aceștia pot migra pe diferite organe. Și uitați, un organ pe care migrează des este ficatul, fierea, mă rog, sau cei care n-au fiere, să spunem, și nu neapărat care n-au fiere, inclusiv, deci se duc pe fiere, se duc pe ficat, pe pancreas și așa mai departe. Deci pot să apară tot felul de simptome. Le place mult ficatul din cauza că, spuneam mai devreme, el este depozit foarte bun de vitamine și minerale. Deci ei doresc și atunci, o hrană. Paraziții trebuie, e bine să... Microbii, le place. Da. Paraziților le place să trăiască în simbioză. Da, exact, să consume din vitaminele acestea bune, care nu numai pe noi ne ajută, și pe ei ajută să fie... Absolut, să fie apt să se mulțească și să ne distrugă să organismul. Sănătatea noastră, da. Da. Deci... Iată ce scrie aici doctorul, ce scrie domnul Adrian Ienin, farmacist, da, în cartea lui, scrie: efectele nebănuite ale alimentației sănătoase normalizează greutatea, regresia anumitor boli cronice, hipertensiune, diabet, normalizarea parametrilor și analizelor de laborator, reducerea colesterolului, sănătate deplină, un corp frumos.
La aceste efecte ne putem aștepta atunci când ne îndreptăm către un stil de viață sănătos. Care sunt efectele la care nu ne așteptăm? Care sunt efectele nebănuite ale unui stil de viață sănătos? Digestie mai bună, absența balonării și a indigestiei, scaun regulat, tranzit intestinal, elasticitatea mai bună articulațiilor, revenirea mai rapidă după accidente sau cicatrizarea mai rapidă a rănilor, oase rezistente, minte mai limpede, idei mai bune. Greu de crezut că... Da. Doar dacă mănânci sănătos se întâmplă astfel de lucruri. Multă lume s-ar putea să ne spună, da, dar noi mâncăm sănătos. Ce mănânci dimineața? Nimic, beau cafea. Ce mănânci la amiază? Păi atunci mănânci ceva sănătos. La seara ce mai mănânci? Nu știu, nu mai mănânc. Sau poate că mănânci ceva greu sau... Da, din păcate am mai atras atenția de mai multe ori. Organismul singur nu poate să-și creeze singur anumite elemente de care are nevoie. Sau înfometarea aceea. Da, înfometarea nu este de asta. Dietele care le vedeți cu înfometare sunt cele mai periculoase. Deci poate au efect pe scurt timp, dar pe termen lung te duc la niște chestii foarte urâte. Mai mult decât atât, trăim perioada pe care o trăim cu virusul acesta. Pe lângă faptul că cauzează foarte mult stres și consumă cumva organismul din punctul acesta de vedere, să cătuiește organismul virusul acesta și din alte puncte de vedere. Deci de oameni care s-au întâlnit cu virusul, au luat, s-au infectat, nu o dată. Am cunoscut oameni care s-au infectat de câteva ori cu virusul. Stresul este o toxină periculoasă. Exact, pe primul loc să spunem, dar interesant este că și din alte puncte de vedere, organismul, ca să facă față unei răceli, unei gripe cu virusul acesta rău, periculos, consumă foarte mulți nutrienți. Deci noi nu avem de unde să-i producem, trebuie neapărat să-i luăm din aport extern. Păi nu avem de unde decât din alimentație. Nu ne vin din neante, din aer, așa. Deci neapărat dintr-o alimentație sănătoasă sau din niște vitamine sănătoase gândite de unii de alții. Sunt o felul de posibilități în ziua de astăzi, dar cel mai sigur este să luăm contact cu specialiști, să nu ascultăm tot ce se vinde pe internet. Deci, da. Iarăși am mai vorbit de chestia aia. Vin oameni săraci zilnic și mă întreabă, uite, am citit de un produs minune care este prezentat pe internet. Sunt multe produse minune. Nu există. Deci nu cădeți în plasa asta. Pe Facebook au intrat mai des acum și interesant este că nu s-au limitat la așa. Asociază cumva imaginea unor mari doctori din România. Am văzut-o pe doamna doctor Beatrice Mahler, care apare des la televizor, este cunoscută, sau pe domnul doctor Rafila, care e ministrul sănătății. E pus pe niște poze, deci vă zic sincer, rămân uimit. Fake-uri clar, fake news-uri clare, că vezi, doamne, dânsii au recomandat la un moment dat nu știu ce produs. Și produsele acelea nu le găsești niciodată, nu le găsești nicăieri, în magazine, nu, în farmacie, sau pe site-uri specializate exact, de care... Exact. Vând astfel de da, produse. Sunt niște site-uri străine, ciudate. Fantomă, exact. Fantomă. Dar vă iau la bani de numai. Atenție, toate orice costă 159 de lei. Reducere de la 300 și... Toate, în așa. General. Deci, în ce condiții se poate regenera ficatul și în ce condiții nu se mai poate regenera? Deci, în primul rând, prin adoptarea unui stil de viață sănătos pe de-a întregul, ăsta e factorul principal care determină și ajută la regenerarea ficatului. Și ce... Chiar și de ciroză poți să scapi? Da, deci vă spun, am cunoscut persoane. Om. Da, dar depinde totuși de vârsta omului, de dacă cumva a fost infectat cu vreun virus hepatic de care nu a știut, este virusul acesta hepatic A, mă rog, A, B, C, deci cu cât e mai litera mai îndepărtată e mai grav. Da, e mai grav, exact. Deci știu eu, dacă de foarte mult timp ficatul e bolnav. E bolnav. Sunt anumite cazuri în care nu foarte greu se mai poate regenera sau posibil chiar deloc să nu deloc. Se mai poată. În principal se poate. Deci am observat că se poate. Chiar și la vârstă de 50-60 de ani. Am văzut 70 de ani. Deci depinde totuși. Depinde de fiecare organism în parte. Iată ce ne spun specialiștii. Dacă o persoană are 25 de ani și a consumat băuturi spirtoase în ultimii 5 ani, cu o recurență de câteva ori pe săptămână și se lasă de alcool, are șanse mici de a dezvolta o boală cronică a ficatului. Da. Dar dacă face asta în perioada 25-35 de ani și consumă 3-4 băuturi alcoolice pe zi sau în weekenduri și vorbim de sticle de
diferite, șansele să dezvolte o boală cronică a ficatului cresc cu 80-90%, a declarat pentru o publicație medicală doctorul Stephen Plame, director al programului de transplant de ficat din cadrul Spitalului Northwestern Memorial din Chicago. Iar dacă vorbim despre diferite simptome care se văd pe corp din cauza bolilor de ficat, acele semne apar în faze avansate de boală, pentru că dacă nu consulți medicul specialist periodic sau nu îți faci analize, poți depista bolile de ficat după ani. De reținut este faptul că nu se fac analizele pentru ficat până la o anumită vârstă, pentru că așa este programul nostru și nu ți le recomandă practic nimeni decât în cazul în care acuzi tu niște simptome. Dar tu când îți faci analizele poți să ceri, oricum se face TGP, dacă nu mă înșel, TGO, și TGO, clasice. Acestea sunt clasice și acelea sunt niște repere importante. Exact. Colesterolul este un reper important, exact. Acela îl facem de fiecare dată și avem colesterol bun, colesterol rău. Acestea îți dau niște repere. Indicații. Dacă analizele nu ți iasă bine, în general... Poate fi o problemă și de ficat. Poate fi o problemă și de ficat. Dacă în general tu acuzi, mă simt obosit permanent. Exact. Cum zici, poate că ai diverse stări anxioase. Exact. Până și stările astea anxioase. Exact. Și depresiile. Da. Pentru că, așa cum ne spunea și Răzvan înainte să începem, dacă ficatul nu funcționează bine, întregul, nu produce nici hormonii aceia sănătoși de care de bine. Noi avem nevoie, starea de bine și toate. Așa este. Da. Deci cumva întreg organismul se resimte și totuși se poate, deci, regenera. Dacă noi întrerupem viciile acestea sau plăcerile acestea cu alimente care nu sunt sănătoase, cu diferite, cum spuneam, și vicii care nu sunt deloc sănătoase pentru organism și adoptăm un stil de viață sănătos și cu alimentație sănătoasă, putem ajuta la regenerarea lui. Avem și chiar și plante la dispoziție care pot ajuta treaba aceasta. Există pe piață foarte multe. Am adus și eu câteva. De exemplu, ceaiuri, de exemplu. Ce plante am putea să consumăm? Sau care ar putea să fie regimul zilnic de viață, Răzvan? Ce practică, să spunem așa, ciroza nu este dată doar de un consum excesiv de alcool. Poate să fie și un consum excesiv de medicamente, că tu iei paracetamol. Ciroză toxică. În fiecare lună iei paracetamol. Doze foarte mari. Doze foarte mari. Antiinflamatoarele afectează ficatul. Da. Afectează stomacul. Deci tot ce înseamnă toxic și ce este chimic, cumva nu este natural, influențează și ficatul în mod negativ. Ajunge acolo. Bun, ciroză, deci determină toate la ciroză toxică, aceasta este denumirea. Deci nu doar ciroză alcoolică, ciroză toxică, ciroză de diferite etiologii. Avem, deci, plantele la dispoziție pe care le putem folosi, avem anghinaria. În general, să știți, plantele amare. Tot ce este acestea amar pot ajuta atât bila. Exact, bila, ficat. Atunci când avem probleme cu bila, sigur avem probleme cu ficat. Și cu ficat. Clar, sunt legate. Sunt legătură directă, ficat, pancreas, bilă. Exact. Și chiar stomac, toate sunt pe aceeași linie. Nu vrem să, că de multe ori mergi la medic și ziceai bila praf sau trebuie scoasă. Tu zici, las, că nu e chiar doar bila acolo, bila aș putea să o scot. Dar chiar și când sunt probleme la bilă, dacă nu sunt foarte avansate, de aceea e bine să mergem să ne consultăm, să vedem un pic de noi. Dacă nu sunt probleme foarte avansate de bilă, se pot regenera, curăța și bila și fierea. Deci sunt anumite cure, cum spuneam, cele bazate pe plantele amare. Deci am aici produse cu anghinare, armurariu, păpădie, ridiche, sunătoare, cicoare. Toate acestea, ghințura. Ce am putea în fiecare zi să bem? Putem folosi un ceai, putem folosi o tinctură, putem folosi extracte din acestea, dar totuși nici acestea în exces. Trebuie să avem, să luăm, deci cum spuneam. Eu de multe ori când văd pastile, mă gândesc că sunt medicamente. Sunt medicamente. Că sunt sintetizate. Da, deși, nu neapărat, sunt extracte. Nu e neapărat acest lucru, pentru că atunci când se fac pastilele acestea naturiste, de multe ori poate că sunt plantele obținute, deci sucul din plante obținute, extracte din plantele respective care sunt mult mai puternice decât un ceai în sine. Da, deci în primul rând putem consuma ceaiuri, să înlocuim. Dacă nu avem nimic,
Începem cu ceaiul. Exact, cel mai simplu. Dacă vrem să facem o detoxifiere. Exact, exact. Apoi vin pe următorul nivel tincturile, care sunt extracte pe bază alcoolice sau nu neapărat pe bază glicerică. Este acum cu glicerină vegetală. Așa, deci e mai concentrate decât ceaiul. Și pe următorul plan sunt suplimentele, extractele din plante specifice pentru ficat. Dar sunt și anumite cure. Poate lumea cunoaște că există, de exemplu, sarea amară pe piață. Da. Sarea amară tot așa ajută foarte bine ficatul. Uleiul de măsline are și el principii amare. Și atunci foarte bun este și el pentru ficat. Se poate face o cură pe termen mai lung cu sarea amară, cu ulei de măsline amar. Deci amărui, mă rog. Deci, în principiu, toate sunt multe pârghii și multe mecanisme cu care putem ajuta ficatul, dar e bine să luăm contact cu cineva care e specialist în domeniu. Se fac și cure mai speciale de ficat, de curățirea ficatului, cu exact cele pomenite mai devreme, sare amară, ulei de măsline, suc de grapefruit și așa mai departe, în anumite proporții toate. Asta e când ai pietre la fiere. Da, pietre la fier, vrei să le elimini, dar nu neapărat, că și chiar și cei care nu au fiere, de exemplu, pot să prezinte și să dezvolte pietre la nivelul zonelor ficatului. Deci, de exemplu, are niște ramuri și rădăcini ficatul ca un pom. No, pe toate alea el își secretă sucurile și așa și le deversează în bilă și din bilă pe urmă se duc mai departe în duoden. No, dacă, de exemplu, nu avem bilă sau așa, el e supus atunci ficatul la un stres foarte mare, el, în momentul în care tu îi dai anumite alimente, trebuie să secrete în momentul respectiv și se pot întâmpla. Trebuie să-i dai câte puțin, să nu-i dai, să nu-i dai prea mult dintr-o dată și problema este că trebuie grijă mare, deci cu alimentația neapărat, deci la cei care au scoasă fierea, regim alimentar pe toată viața, că e foarte bun. Și pentru cei care n-au probleme, dar mai ales pentru cei care au scoasă bila. Deci bila, când fac excese, păi aceștia suferă de numai la așa ceva. Că exact, supus. Că atunci când aveau bila și... Exact, exact, exact. Spune exact. Că corpul nu se sizează că nu este bila pentru că ficatul trimite aceleași semnale. Substanțe. Da, exact. Dar simptomele acelea de dureri, câteodată revin, da. Chiar dacă tu nu mai ai din cauza blocajelor acestea și acestea blocaje pe arborele ficatului, să spunem așa, aceste blocaje se pot forma cel mai des din cauza toxinelor. Cred că de multe ori nu ne dăm seama ce mașinărie fabuloasă suntem așa noi. Este. Așa este, da. Până nu avem probleme. Până nu avem anumite probleme. Da, așa este. Sunt și alimente, că dacă vorbim despre alimentație, care le putem consuma mai des. Legumele verzi, da. Spanac, da. Varză, varză cale, varză de Bruxelles, brocoli, frunze de dețelină, sparanghelul, pătrunjelul. Salata verde conțin antioxidanți de cea mai bună calitate, care ajută la protejarea și regenerarea ficatului. Da. Și acum ne spunea Răzvan mai devreme, fructele de pădure, da. Fragi, murez, meură, coacă, zecăpșun, măceșe, conțin fitonutrienți care ajută la protecția ficatului de atacul radicalilor liberi. Cătina, n-am pomenit-o și în greia extraordinară, iarăși o plantă, mă rog, o algă, apar despre spirulină. Mulți oameni se cunoaște cu o substanță bună pentru ficat, este silimarina și mulți oameni confundă silimarina cu spirulina, cumva, dar ambele sunt bune pentru ficat, chiar și spirulina. Cineva chiar a mers într-o farmacie și a cerut în loc de silimarină spirulină, a dus acasă soției și a spus soția după ceva timp, dar mă simt ce mult mai bine, mă simt mult mai bine de la spirulină decât de la silimarină. Deci e foarte interesantă chestia. Deci și algele acestea sănătoase sunt bune, benefice. Peștele, de exemplu, da, oleaginoasele tot care conțin grăsimi bune, sănătoase, grăsimi esențiale. Da, vorbim despre in, susan, mei, chia, dovleac, floarea soarelui, fructe oleaginoase, alune, nuci, migdale, fistic, avocado, măsline, constituie surse excelente de grăsimi. Omega de calitate care ajută la regenerarea celulei hepatice. Da. Toate acestea pot constitui gustări excelente care taie foamea, dar care... consumate cu moderație și acestea ajută, au mai multe calorii de aceea cu moderație. Da, așa e, exact. Crude și coapte,
pentru că prin prăjire se oxidează. Deci dacă mâncăm alune prăjite, nu mai sunt la fel de sănătoase. Sănătoase și benefice pentru sănătate, da? Pește gras. Da, peștele este foarte bun, e foarte interesant. Deci putem înlocui o parte de... sau putem înlocui carnea, de exemplu, cu mâncăm o carne ușoară de pește. Mult mai ușoară de pește. Cacao și cafea? Da, sunt bune și acestea, dar nu în exces. Deci chiar cafeaua este într-un fel benefică pentru ficat, dar nu în exces. Cacao, o băutură iarăși de cacao preparată acasă din cacao pudră, lapte exact de grăsaș și îndulcitor natural de tipul ștevie, este energizant și antioxidant în același timp. Poți opta pentru două pătrățele de ciocolată neagră ca gustare în loc de alte tipuri de dulciuri, la fel o cană de cafea simplă, fără zahăr, miere sau alt tip de îndulcitori pe bază de zahăr este bună pentru ficat. Da, deci e bine să scoatem deci din alimentație anumite chestii care ne fac rău și le spunem imediat și să folosim acestea menționate mai devreme. Deci chestiile care fac rău în exces, deci ficatului, zahărul rafinat, fructele care conțin zahăr foarte mult, da, mă rog, chiar și fructele confiate care dă-ne un exemplu de fruct foarte dulce. Piersicile, de exemplu, sunt foarte dulci și dacă se consumă mai mult de dacă se consumă mai mult de una, două pe zi, deja pot prezenta probleme, pot să producă probleme ficatului. Usturoiul este sănătos, benefic pentru ficat? Da, este, dar totuși unele persoane care au mici probleme în zona respectivă, când consumă usturoi, resimt cumva, așa că grijă mare în consumul de usturoi, chiar și castravetele, care este foarte bun și sănătos, conține și el apă bună, de calitate, biologic, pură, consumat la unele persoane care au probleme de ficat, fiere, nu le cade bine și atunci cu grijă în consumat. Da. Deși cred că noi povesteam despre o persoană care a consumat o perioadă mai lungă tinctură de usturoi. Da. Și și-a regenerat sângele. Exact, și și-a curățat vasele și-a curățat de sânge. Da? Vasele sânge. Da. Deci tinctura este altceva un pic, deci e un fel de medicament. Da, extras pentru... nu prezintă și nu determină apariția simptomelor ca la consumul din acel aliment. Altă substanță rea, sarea în exces, deci iarăși nu este bună nici pentru ficat, și făină albă. Deci cele trei mari substanțe albe care sunt practic produc cumva moartea albă. E vară, am putea să nu ne facem prea multe prăjituri, am putea să consumăm mai puțină pâine. Exact. Am putea să înlocuim pâinea albă cu pâine integrală, pentru că vorbim despre aceste lucruri de foarte multă vreme. Uite, eu te întreb de pâinea cu maia, e sănătoasă? E extraordinară, față de cea cu drojdie are niște beneficii mult mai mari. Da, deci nici nu discutăm. Ajută, sunt maiaua respectivă, de exemplu, e o hrană bună pentru bacteriile sănătoase care trăiesc în intestine, pe când drojdia e o hrană bună pentru bacteriile rele din noi. Deci, atenție și în zona asta, dacă se poate să găsiți surse de pâine cu maia, ar fi perfectă ideea. Da, da. Am putea să mâncăm dimineața cereale integrale. Aveți grijă cei care au bilă, pregătiți-le de seară, care au bilă încărcată, sau pregătiți-le puțin, de seară, puțin, sau mai puțin. Puțin încălzite. Am văzut, deci cei care sunt cumva sensibili în zona ficatului sau a stomacului, dacă încălzesc un pic cerealele înainte, chiar un doctor prezenta treaba aceasta, deși el din experiența lui cu pacienții au observat și a încercat pe urmă la rândul lui pe alți pacienți și am văzut că funcționează mult mai bine. Deci un pic încălzite cumva le dă o putere și se digeră mult mai ușor. Uite, eu te întreb, ce le recomanzi în general? Le recomanzi ceaiuri pacienților? Da. Le recomanzi tincturi? Le recomanzi, să spunem așa, există LIF 52, există esențiale pentru ficat. Da. Există o paletă destul de largă dintre tot ce recomanzi tu. Unde ai simțit că a avut efect? Ce ai simțit că a avut efect mai puternic? Și uite că aici putem să facem în comparație cu spirulina, cu mai există ceva tot verde, chlorela. Chlorela, da, exact. Există pudră de orz, de ovăz, sunt foarte multe care
tot ce înseamnă probleme de ficate, am văzut că funcționează foarte bine tinctura de ghințură. Tinctura de ghințură. Da, ghințură mai e denumită și fierea pământului, cumva este o plantă foarte amară, în probleme foarte grave, și mai puțin grave. Se ia într-o anumită cantitate tinctură de ghințură și imediat eliberează și ușurează zona aceasta. Deci, de exemplu, dacă a căzut ceva greu... Deci cumva îi dă sucul ăla de care are nevoie și... Exact. Vine tinctura cu plusul respectiv și ajută digestia. Deci chiar mici blocaje ale fierii, dacă sunt cumva calcule acolo sau așa, tinctura de ghințură e mană cerească. Auzeam că chiar și mănăstiri, locuitorii mănăstirii, călugării știau de această plantă care mai este denumită, cum am spus, fierea pământului și mergeau și strângeau și aveau tot timpul la mănăstire. Când veneau oameni cu probleme în zona asta, imediat dădeau acestora sau chiar ei dacă aveau probleme și făceau chiar combinațiile. Deci chiar dacă sunt, de exemplu, unele alimente sănătoase, combinațiile dintre ele pot să fie nesănătoase și pot să determine cumva mici probleme de fiere, ficat sau așa mai departe. Și atunci e bine să avem, de exemplu, în casă, cum am prezentat aceasta, tinctura de ghințură. O recomandez și chiar oamenii văd efectul ei și o consumă în continuare și o au în casă. Bun, uite, eu așa pe final, pentru cei care se gândesc, mai am putea să începem, dar de unde începem, cum începem, ne-ar trebui un sfat, e costisitor să merg la nutriționist, cum încep? Aici este un jurnal al unui om sănătos, avem un exemplu de meniu sănătos pentru 7 zile cu care putem să începem, probabil că putem și diversifica, că nu trebuie să mâncăm exact ce ne spune aici în jurnalul acesta zilnic. Dar avem, pe lângă, avem și un jurnal în care scriem noi. Și apoi putem să observăm ce ne-a făcut bine, ce nu ne-a făcut bine, ce ne ajută, ne ajută să slăbim, ne ajută să ne simțim mai bine. Pentru că de multe ori avem obiective diferite. Vrem să slăbim, că știm foarte bine că și depunerile acelea și toate grăsimile vin pentru că organismul nu se simte atât de bine. Că sunt oameni care spun, nu mănânc nimic și eu sunt tot gras. Da, undeva înseamnă că există un blocaj. Un blocaj. Că exact. Dacă n-ar exista blocaje, organismul ar fi că noi nu suntem construiți să fim grași. Noi suntem construiți să fim normali, adică nu cu abdomen mare, nu cu surplusuri. Exact, surplusuri. Eu cred că această carte, pe lângă că are niște sfaturi bune, sănătoase, verificate, ne-ar putea ajuta ca să începem de undeva. Așa este, da. Că niciodată nu este prea târziu. Clar. Chiar dacă avem, nu știu, peste 50 de ani, peste 60, peste 70, și la 100 de ani, eu cred că nu e târziu dacă tu vrei să te simți bine, exact. Și dacă vrei să fii ușor, dacă vrei să nu te doară articulațiile. Știm foarte bine că după o anumită vârstă încep tot felul de dureri. Oare de ce vin durerile acestea, Răzvan? Spune tu. Tocmai din cauza că îmbătrânim. Organismul inflamații. Spune-mi tu că întâlnești oameni pe care îi pui la aparatul de biorezonanță și pe care îl vezi cu o vitalitate maximă, da. Și care e diferența între omul ăla și omul celălalt care vine și are vitalitate joasă? Că îi întrebi, care e diferența? Omul care are vitalitate maximă mănâncă simplu, mănâncă natural, consumă lichide, are o viață ușoară, frumoasă, are o gândire pozitivă, nu se stresează din orice, pe când celălalt care are vitalitate foarte slabă și foarte joasă, deci nu mănâncă ce trebuie, e și stresat, are și vicii, sunt multe, multe, mulți factori, dar toate astea, să ne gândim că toate astea rele produc inflamație în organism. N-am spus-o eu, am spus-o alții, inflamația cumva este mama tuturor bolilor, deci un început la toate bolile. La toate bolile. Cât avem mai mare gradul de inflamație din organism, cu atât mai devreme apar problemele, cât mai grave apar problemele. Îi văd oameni de 30 de ani care se plâng deja că îi dor genunchii și articulațiile și verific, le apar și văd un grad extraordinar de inflamație. De unde? Deci numai noi ne-am produs inflamația aia, că n-am moștenit-o, să spun așa. Deci inflamația cumva nu se moștenește în mod special. Deci are legătură cu interiorul, n-are legătură cu exteriorul. Da. Dar avem deci posibilitatea să scăpăm de inflamație. Să învățăm. Eu cred că această carte ne poate ajuta să fie aceasta începutul. Exact, da. Deci chiar recent scoase. Nu foarte mult de răsfoit, dar cumva cu sfaturi clare. Esențiale, da. Clare, da. Și să nu stai foarte mult, că de multe ori ziceam, mânc o carte de citit, știu toate lucrurile acestea,
le-am mai auzit, le-am mai răsfoit. Da. E și cumva motivațională, cumva îți dă și o motivație să începi. Așa fiind prezentate multe cazuri care de reușită. Deci nici eu vă spun sincer că n-am cunoscut om care să nu reușească dacă vrea în mod special și face îmbunătățirea stilului de viață, sincer. Nu vă dorim decât sănătate, din păcate timpul nu ne permite. Cum spunea Răzvan, ar trebui să aducem aici tot ce citim ca să vă spicuim printre ele. Să vă convingem că dieta stă la baza sănătății noastre, dieta, alimentația stă la baza sănătății noastre. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, Răzvan. Spor la treabă. Mulțumim mult, multă sănătate tuturor. Deci grijă mare să aveți un stil de viață cât mai sănătos, fiindcă nu ne poate fi decât de cel mai mare folos. De folos. Frumos. Da. Seară bună să aveți. Ne revedem mâine la Media 120. La revedere!